Bună ziua, stimată familie Popovici! Bine v-am găsit astăzi într-o zi frumoasă, zi în care sărbătorita zilei Veronica împlinește o vârstă de 22 de ani și voi toți o sărbătoriți frumos, iar noi venim cu mesaje speciale de felicitare, cu sincere felicitări și cu această surpriză de suflet din partea celor dragi. Cei ce te iubesc și prețuiesc vor să-ți reamintească cât de dragă și importantă le ești. Că îți vor fi în preajmă mereu, indiferent de situație, indiferent de depărtare. Intuiești cine sunt cei care ți-au organizat acest moment deosebit astăzi. Tata, e mama, e fratele tău, Artem, și surioara mai mică, Daniela. Primește din partea lor acești trandafiri frumoși. Ai aici un pachet pe care îl ții, șampania pentru stăpânul casei și tortul dulce care să vă bucure astăzi la sărbătoarea pe care o aveți. Mulțumesc. Dragă Veronica, meriți astăzi o diplomă, o diplomă de excelență, de merit pentru cea mai minunată fiică și soră. Se acordă această diplomă în semn de înaltă prețuire, împreună cu toată dragostea și toate urările de bine cele mai iubite fiici și surori din tot universul. Draga noastră, ziua în care ai apărut în viața noastră a rămas mereu în memorie ca cea mai minunată sărbătoare din familie. Azi împlinești 22 de ani. O frumoasă vârstă a vieții, o nouă, unică și interesantă poveste te așteaptă înainte. Din adâncul sufletului îți dorim să fii fericită și mereu însoțită de cei ce te iubesc cu adevărat. Fii energică, așa precum te știm. Fii curajoasă și crede în puterea visurilor pe care le ai. Deschide-ți sufletul către bunătate, indiferent de ce se întâmplă. Nu lăsa ca oamenii sau gândurile negative să intre în inima ta. Nu lăsa ca ele să pună stăpânire pe sufletul tău. La mulți ani, scumpa și draga noastră, să fii fericită mereu, te iubim enorm, mama, tata, fratele Artem și surioara Daniela, care ți este alături, să-ți fie aceasta o reamintire că ei te prețuiesc și că întotdeauna îți doresc binele. Iar cei mai mici din familie cu siguranță ți-au simțit sprijinul ca soră mai mare precum ești și în continuare să le acorzi acest sprijin, să le fii aproape, să le fii îndrumare și înger păzitor așa cum le-ai fost dintotdeauna. La mulți ani, fericire multă! Dacă ai un mesaj pe care să-l adresezi celor dragi, care ar fi acela? Vreau să-i mulțumesc ambilor părinți pentru că m-au susținut, m-au crescut, m-au educat și am ajuns aici. De fapt, am ajuns acolo unde am dorit. Sunt foarte mulțumită de viața pe care o am, de soț, de copil, de părinți, în genere de tot ce am acum, datorită lor. Și atât, vreau să-i mulțumesc pentru tot. Este un mesaj frumos, este un mesaj de suflet. O ai pe mama lângă tine, dacă, doamna Ana, aveți ceva să-i transmiteți Veronicăi ca să rămână o amintire frumoasă pentru ea. Vă rog. Îmi doresc mult de sănătate și de fericit și în fie și își doresc, Dumnezeu să fie de înainte. Asta e tot. Cum o să facă așa, o să aibă. Și îți dorim mult sănătate, fericire, bucurie, să ai o viață lungă, plină de iubire, de stimă, să fii iubită de, în primul rând, de soții, de copii. În rest, Dumnezeu are de grijă, să-ți poartă de grijă. La mulți ani! Să dea Domnul ca toate aceste mesaje să fie în timp realizate frumos de tine, alături de soțul care ți este sprijin și ți este întotdeauna alinarea de zi cu zi.